Salutare, dragi tovarăși, bă, am dat drumul la filmare, am dat bun. Și bine v-am găsit la un nou episod de Call of Duty 5 World at War. Hai să trecem la luptă. Bun, deci cred că iarăși Okinawa, da, ceva prin Asia suntem. Divizia Marină, bun. Ok, și acum încotro. 5. Unde-i 5? Așa. Bun. Deci cu click dreapta așa, cu click stânga detonez, deci avem explosibil. Bun așa. Hai că măcar avem aruncători de flăcări. Ia mă, cât e ceasul când filmez acum și... Așa. A, e 8 fără 7 minute seara. Vineri, nu o să fac live weekendul ăsta, că săptămâna viitoare am simulările la română și respectiv matematică, deoarece sunt clasa 11-a și vor ăștia să ne verifice pentru BAC cât de bun, pardon, de pregătit suntem. Mâine o să stau să mă uit la ecranografie, cum neva să o zice, la filmul așa de la o scrisoare pierdută și astea, ce căcat s-ar putea să-mi pice mie. Pot să mai învăț un pic weekendul ăsta pentru la română, mai am și un referat de făcut pentru la fizică, la opțional fizică. Așa, nu știu dacă voi aveți materii de astea opționale, voi care sunteți de liceu, materii opționale la materii la care aveți BAC. Bine eu totuși, adică na. Măcar așa, astea zic, astea sunt ca o pregătire. Stai că m-am pus pe foc și... Hai că n-am murit. Am murit acum. Așa, nu știu, am opțional la bio, la română, la... Ce dracu mai am, că nici nu știu. Am și la fizică și la fizică se cheamă scurtă istoria descoperirilor științifice sau ceva genul. Și facem referate despre... V, așa, bun, bagă-i cuțitul în gât, că n-am mai tăiat o bere gata de mult în jocul ăsta. Și face referate despre diferiți fizicieni, chimiști, astronomi și toate cele. Și ce-a bubuit, că nici nu știu, cred că a fost o grenadă. Și trebuie să fac despre Volta sau ceva de genul. Vezi că celui după care s-a dat numele unității de măsură Volt. Acum, na, zic și eu. Hai, ardeți și voi pe acolo. Ia luați din ăsta pe acolo. Bă, dar de unde n-ai bat-o tragă ăștia, că nu știu. Eu cu mitraliera. Opa! Așa, bun, revenim la astea. Deci am de făcut referat pentru marți, luni simulare la română și mai am și joi la mate. La mate să mă pregătesc, dracu. Că în clasa nouă am avut un profesor nasol și nu prea am învățat nimic. Nici un pic de matematică în clasa nouă și cam nasol la mate, că sunt multe formule care, pe care ni le vor da. Și na. Da, schimb de română nu mi-e frică, adică dacă gândesc și... Cum s-a refăcut acum forma de BAC pentru de acum încolo, că s-a schimbat forma. Nu mai e cum era cândva 3 subiecte, fiecare 30 de sutime, acum sunt tot așa 3 subiecte, 1.40, 1.20, 1.30, adică dacă te caci un pic pe tine, iei 7-le lejer. Ceea ce este foarte bine, dacă iei 7 așa, mai ieși la mate 5.50, la bio 6.50, ce ieși imediat de BAC. Și te duci la, ai BAC-ul luate, poți să la ce fac, orice facultate vrei. Ok, să bag smoke-uri prin parte. Hai, dă cu smoke-ul. Smoke-ul e de everyday, hop. Sau smoke-ul ăla londonez, ce ne-am mai învățat până la geografie. Bă, dar nasul rău geografia de liceu, să-mi bag piciorul. Ups, ăsta era cu mine, deștept rău, să ne-a dreapă. Bag de prin iarbă să ne vadă. E, de nu mă să-mi scadă mie acum FPS-urile prin fumul ăsta, că de ce nu? Da, că nu știu pe unde dracului să merg. Da, păi pe aici. Hai mă, nu vine niciunul de-al meu pe aici.
curge apă, dar da, nici nu știu unde naiba să merg. Nu ca mitraliera. A, nimă curcubeu. Hai că îmi place efectul ăsta, măcar avem un curcubeu pe aici. Opa. Hai, da, încarcă. Ok. A, aici cred că e muniție de... de ăla, de explosivi din ăla. Ars, mă, du-te, dracu. Arză-te, ar foc. Ia să dăm foc la copac. Bun, hai, arse acolo. Auci. Am fost prea aproape de butoiul ăla, se pare. Da, deci cam asta e faza. Am și o simulare să scap de ele și după aia, după ce o să fiu simulat. Asta sună cam pervers totuși. Hai, luați foc, că vă arc pe toți acum. V-am pârjolit, v-am pârjolit. Hai că l-am bubuit pe unul, dăm cu astea. Ok, presupun că o trebuie să mă urc în punctele astea ce mi le-au marcat ca să le bupui cu TNT-ul. Ok, bagă viteză. Ăla e cu mine. Ok, să înțeleg că pe aici trebuie să bag ăsta, nu? E, iolo. Ce și foc pe acolo. Ok, un punct s-a dus, s-au mai rămas două. Ce a sărit casca? Ia mai am distrus cutia craniană. Bă, ești prost, nu mai are cap deloc. Mamă. Ok, ceva bucă exclusibil. Opa! Cât dracului mai vin? Da, hai că v-am zis care e faza aici, acum nu o să prea postez, că o să am simulul este și... Na, nu vreau să fiu speriat, să nu știu ce, să mă cer de profesori, că de ce nu iau note bune și astea și așa, oricum. Prin a 10 și 11 am trecut ca și când scap prin apă, adică baturul fix în cor. A, cu și 19-a cât de cât am să mai vină și mi-e un pic cheful de școală. Un pic, nu mult. Na, la nu am bacu, să-l iau și după aia... Văd ce face, în continuare. E facultate și astea, încă nu m-am gândit. Și am rămas un ăsta de bubuit. Bun. O, ce bun, îmi era un sniper acum să-i omor pe ăștia. Ah, hai să dau cu grenada așa pe acolo. Dăm cu a flame thrower. Aolo, ce dau aia. Băi, și ne băi. A, bunkerul ăsta văd că e deja distrus. Ok, hai că i-am brăjolit. Ăla. Aici, aici presupun. Fugi! Good work.
Ok, sunt... A, i-am delit pe toți deja. Unul aici. Unde ne mai sunt? Acolo în față, deci. Hai da la luptă. Sau asta sau acum ne apropiem de final. A, tancuri de-ale noastre. Bun, hai da, Cilea. Auză mesajele pe telefon. Evident trebuie să-mi sune WhatsApp-ul. Oh, se pare că nu se încheie aici. Suntem bombardați, nu-i bine. Auci, m-am purjolit singur, cred. Mai ne stăteam dracu mai în spate un pic. Bă, ce acolo e război, război. Între picioare. Mi se fac și o ribă. De fapt, n-a ribat. Dar am vrut să deschis asta. De la Valahia. E să iau pe la spate. Unde mai trage? De unde dă că nu-l văd? Bă, ăsta dă prin pereți. Ce naiba? Bun, deci avem din ăștia care dau prin pereți. E perfect normal, se pare. Hai tot pe aici. Da, hop. A murit ăsta. Dar îl dau și dau grenada. Hai de măsa. Aoleu, câte mesaje primesc. Mi-ar WhatsApp-ul al dracu. Iar fac episodul. De fapt, hai că nu-i chiar așa lung. 10 minute cred că am de cum filmez. Auci. Da. Iar el dă joc, ce greu a devenit. Să mă urc pe dealul ăsta n-am cum. Ce bine ar fost, mă puneam pe dealul ăsta undeva și mi-era mai bine. Ce trag ăștia?
Hai, fă-ți odată HP-ul. Bun. Rămân și fără gloanțe la mitralieră. Awesome. Trească gazul ăsta care nu se termină niciodată din flamethrower. Păi ce-ai drept, cum mai sunt japonezi ăștia? Dă-mi că pot să-l dau foc măcar. La frunze. Era parcă și o melodie, frunzele și iarba. Și m-am dus dracu. Așa e că nu și-a dat save, nu? Păi de ce să-și dea save? Fai de cap. Pot să... A, nu puteam să mă pun pe burtă, ziceam să mă bag pe burtă, ceva, YOLO, POC, POC, și erau, n-am mers. Deci pe partea aia trebuie să merg, bun. Îs ca și mort, hai, fugi odată, poate așa fugi mai repede. Toți tot obosește asta firea el să fie. Nu i-am omorât pe aia de la mitralieră, nu? Stai că-i omor acum. Așa, hai, arze acolo. Hai, luați-o înainte. Stai, ăștia cumva o striga oază. Hai, încarcă și mergem cu flamethrower-ul peste ei. Hai, dau doată încarcă. Dă-te înapoi în spate și du-te din nou. Lasă, simte-și tu puțină căldură la cur și gata. Taci. Sniper, nu-i sniper, da, dă-mi cu o grenada. Dacă îl dau foc la aparatură. Dă-l dracu nebun pe unde se bagă. Ha, mă stinge-te odată. Auci, ton mamas. Hai, arzi acolo tu. Cum s-a făcut ăsta? Ho-ho, cum arată? Zici că e zombie din ăla. Ce o să fiu o capcană aici? Nu e, bun.
Ok, deci pe aici e locul de unde trăgeau aia noi. Tot pe aici trebuie să merg. A, o scară sus, uite-o. Hai să vă arde și steagurile. Și tunuri, ho ho. Duream bască pe ăștia. Auci. Mă, ce le-am făcut aici? Poate iar mă dă în spate acolo. Hai că m-a dat bine. Stai, asta e prima scară, a doua, bun. Să dăm foc la steaguri. Parcă și la Castle Wolfenstein aici. Return to Castle Wolfenstein. N-ai părea chestia de acolo, nu știu. Dar cu prăjolitorul. Parcă și Pyro din TF2. Auci. Cred că a bubuit ceva acolo sau m-am prălit. Una din două. Am venit și voi odată. Că nu pot să vă car. Să vă car, parcă aș fi la LOL cum vorbesc. Să mă bag undeva la adăpost, că... Da, da, mai și vedeam pe acolo ceva. Aolea, ce nervant efectul ăsta, ți se înroșește tot ecranul. Hai, o să dau așa foc, puțin câte puțin. Și pleacă. Bun, este terminat. Nu mai sunt. Hai mă, cum ar... Bă, n-am dat foc la steaguri. Poate că și de asta n-am mai murit, că nu le-am dat foc la steaguri. Ei, eu tot le dau foc. Și acum să vezi că mor. Mai trag ăștia. E pe aici curat. Acum pe aici să ne băgăm. Ce japonezi in the tree? Că suntem sub pământ acum. Bun, hai că... Aoleu, ce e aici? Da, mă, de aici dădeau ăștia cu mortarul. Gata, am terminat. Cred că da. Help me get him on the truck. Ah, e unul rănit. You leaving? Push ahead and take Sherry Castle. But we're running on empty here. You'll have a supply drop. Not bad, okay? Tomorrow? How the hell are we supposed to hold out till tomorrow? This is bullshit. You hear this, Sarge?
We ain't getting shit till tomorrow morning. Intel says Shuri Castle is mostly deserted. Între timp vei fi luat sau. After this, you boys will probably get relieved and be on the go. Yeah? That's what we thought after Peleliu. O tău octa cu tu aveau la în spate. Ok, și cred că mi-a dat crash jocul, că trebuia să mai apară că se încarcă, da. Bă, hai că încheie aici acest episod, văd că iarăși s-a futut jocul, dar mai avem vreo 4 misiuni cel mult și cred că încheiem. E, să scăpăm de seria asta odată, eu sper că v-a plăcut, vechea poveste, dați cât un cap în gură butonilor de sub videoclip și până data viitoare, ciao les. Hold my breath as I wish for death.